Pe vremuri, când ascultam piesele tale, mă gândeam cum ar fi să te văd odată. Zic, Doamne, dacă aș vedea-o pe Bela în realitate odată. Pe bune? Da! Wow. Și acum să ajungem să lucrăm în fiecare exact. Zi. Exact. Te-ai săturat de mine? Incredibil. Da. Am o întrebare. De asta nu vedeți ceva special, adică ceva pe cineva în minus. Păi Mitoșeru unde e? Încă n-a ajuns. Nu, mie mi-a spus că îmi face surpriză. Ție ți-a zis că îți face surpriză. Eu am senzația că ne trage în piept pe amândouă. Da. Părerea mea. Dacă știe cineva ceva despre Mihai Mitoșeru, este rugat să ne scrie pe adresa redacției. Dacă nu, mi-e milă de bătaia pe care va trebui să-i o dau. Deocamdată însă... Uite mă! Te-ai dus să-i faci cumpărături belei! Săruna fetelor, ceea ce nu știți voi este că faptul că ieri a fost ziua fericirii și chiar dacă am fost un pic plecat, nu am putut să fiu cu voi, m-am gândit toată ziua la voi, pentru că eu sunt fericit să am asemenea colege și prietene și era normal să vin un pic într-o celebră piață din capitală. Are you okay? Să vă fac o surpriză. Încă nu vă zic despre ce este vorba, doar că m-am uitat în stânga și în dreapta și am văzut că avem numai fructe românești, de exemplu struguri din Africa de Sud. Cât costă? Mamă, nu contează cât costă, dar nu știu sigur dacă sunt struguri sau sunt prune. Că, mă rog, sunt un pic așa mai ciudați, mai... Filipine, am venit așa și am întrebat... Prunele alea sunt struguri? Vorbești serios? N-am văzut niciodată. Sunt struguri pe cuvântul meu de onoare. Struguri, uite-te aici. Găsești și acolo din Filipine? Struguri din Africa de Sud. Și din Filipine ceva? Asta vreau să întreb, uite, vreau să întreb. Asta vreau să întreb pe cineva. E aici o doamnă simpatică și o să vreau să o întreb. Sărumâna, doamnă, stați așa, sărumâna. A spus că nu mă băgați în... Nu vă bag decât în seamă. Spuneți, ceva din Filipine, e Bela care de-abia așteaptă să-i dau și ei ceva. Un mango foarte bun sau ananas. Sau ananas. Care sunt delicioase și o face și mai frumoasă decât este. Spuneți-mi, pepenii de unde sunt? Pepenii sunt Maroc. Ananas vreau. Din Maroc? Da, pepenii. Pepenele roșu. Pepenele roșu din Maroc. Da. Ceva din România aveți în afară de pungi? Mamă, cum arată fructele! Mi-a făcut poftă. Nu mai avem, doamnă, fructe în România? Deocamdată nu. Nu sunt decât strugurii de Moldova. Așa. Și în rest, fructe românești, mere, pere. Acolo mai în spate la țăranii de la Voinești. Deci avem portocale din Grecia, ananasul e din... De unde? Cum arată? Costa Rica. Costa Rica. Mango de Peru. Mango de Peru, pepeni din Maroc. Avocado de Peru, gutuie de Grecia, rodie de Grecia, kiwi de și Grecia. Și surpriză din părțile Banatului, ale Armașului și ale Făgărașului. Da. Și cam atât. Și căpșună de Grecia. Și căpșună de Grecia. Mitoșerul din Dristor de-abia așteaptă să vină cu surprize pentru voi. Încă nu m-am hotărât ce surprize vă fac. Dar ceva surprize eu sper că vă fac până... Păi, nu vă zic ce vă aduc. De mâncat, de băut, de eu mai nu, știu ce vă aduc. Nu, de băut n-avem nevoie, că avem apă, avem suculeț, avem de toate. Auzi, da. Vreau și eu căpșun, te rog. Un lucru vreau să știu. De ce te-ai trezit luni, ce după ziua internațională a fericirii, să ne faci surprize? Nu puteai să mai amâni până când venea ziua noastră, poate cine știe, ne luai o mașină, o casă, o ceva. Știi care treaba? Am vrut să fac treaba asta și m-am gândit, bă, deja a trecut ziua internațională a fericirii, azi ce o fi? Azi e ziua internațională a poeziei și eu nu știu decât o singură poezie de Marin Socrestu. Și putem să auzim? Ai uitat. Păi nu, că vă spun când ajung, dacă mai ajung. Bine. Că a început să-mi plac aici, pe cuvântul meu. Mă simt ca și când aș pleca în vacanță. Grecia. Să nu uiți capșun, te rog, te rog. Grecia, Filipine, Turcia, peste tot ești tu în același timp. Oricum, frumoasă surpriză, dar să nu mai faci. Hai, te așteptăm acasă, că altfel ăla ești. Bine, stați să vedeți cu ce vin totuși, că s-ar putea să vă placă. S-ar putea să ne placă, dar mai mult ne-ar plăcea prezența ta.